Astăzi, în jurul orei 6 pe drumul național 7, care leagă Piteștiul de Râmnicu Vâlcea, a avut loc accidentul care a fost soldat cu o victimă rănită grav. Întâmplarea a fost pusă pe neatenția conducătorului unui autoturism marca Logan. Bărbatul în vârstă de 52 de ani a vrut să intre într-o curte, dar nu s-a asigurat, iar autoturismul său a fost lovit în plin de un autocamion și târât câțiva zeci de metri. Mastodontul s-a oprit într-un gard, iar autoturismul a ajuns un morman de fiare. Primul care a intervenit a fost un pompier. Este vorba despre capitanul Bogdan Costa acesta a văzut un nor de praf lângă camion și și-a dat seama că este vorba despre un accident. A mers la fața locului și a sunat la numărul de urgență 112 anunțând incidentul. Acesta a găsit conducătorul Loganului inert, a asigurat măsurile specifice de prevenire și stingerea incendiilor cu sprijinul participanților la trafic și a reușit să stabilească și să mențină un contact verbal cu victima, păstrând într-o stare de conștiență până la sosirea colegilor de la Garda de Intervenție Topoloveni. Din fericire, bărbatul a fost extras și preluat de către echipajul smurt, fiind transportat la spital conștient și prezentând câteva rând la nivelul capului. Polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală pentru fătă mare corporală din culpă, iar verificările continuă pentru stabilitatea dira tuturor împrejurărilor în care evenimentul s-a produs.